Salut! Da, știu, nu este magiculesc pende pe Note 7, deoarece Note 7 nu mai există, nu îl mai avem. Dacă tot ne-a plăcut atât de mult magiculesc pende din seria Galaxy Note 7, am hotărât să găsim o soluție pentru a înlocui acel creion magic. După cum știți, pe canalul meu YouTube am postat câteva filmulețe cu soluții pentru înlocuirea lui Note 7. Puteți să le căutați în playlist și le veți găsi. În acest filmuleț o să vă prezint un alt tip de creion pe care îl putem folosi cu Galaxy S7 Edge. Dacă tot avem S7 Edge, am avut Note 7 undeva pe aproape cele două telefoane se aseamănă, au specificații aproximativ, dacă nu chiar identice, mai puțin acest creion magic ce era pe seria Galaxy Note 7. Ceea ce vedeți acum este un simplu creion cumpărat dintr-un hipermarket, costă foarte puțin, aproximativ 10 lei am plătit pe el sau chiar mai puțin și funcționează neașteptat de bine. Din moment ce nu am un creion pentru Galaxy S7 și au fost foarte multe situații în care am simțit nevoia unui creion, am hotărât să achiziționez așa ceva. Impropriu spus, un creion, un stilou, un stilus pentru ecran tactil. Acesta este magicul creion, stilus. L-am desfăcut, se prezintă cam așa. Vi se poate părea puțin ciudat, însă o să vă explic de ce arată astfel. În partea superioară are acest căpăcel ce scoate la iveală un cablu USB, micro USB. Deci pur și simplu trageți partea superioară și veți avea la îndemână oricând un cablu USB, micro USB. Îl puteți folosi pentru a vă încărca telefonul sau pentru a-l conecta la un dispozitiv de gen PC, pentru transfer date. Se desface destul de simplu, aceasta este mufa, acesta este cablul de fapt cu cele două mufe, USB și micro USB. Interesant, să ai întotdeauna după tine un astfel de cablu. Chiar interesant și este destul de camuflat aici, ascuns foarte bine. În partea superioară se presupune că am avea un fel de material pentru ștergerea ecranului, însă este total inutil. Să revenim la creion. Se mișcă foarte bine, îl putem folosi chiar excelent, l-am utilizat în multe situații, se poate scrie foarte ușor pe ecran, după cum o să vedeți în acest filmuleț. O să vă las spre final să analizați voi felul în care se descurcă pe ecran. Aceasta este aplicația care îmi place foarte mult, este oferită de Samsung și se numește Architecture. Cred că este una dintre cele mai spectaculoase aplicații de acest gen. Facem un mic test. Se pare că se descurcă foarte bine, știu, să nu spuneți, nu este totuși ca acel creion de la Note 7 sau de la Note 5, într-adevăr știu, Note 5, găsiți apropo un filmuleț pe canalul meu YouTube legat de Galaxy Note 5 ca o variantă pentru înlocuirea lui Note 7, asta în cazul celor care preferă să facă un downgrade și să renunțe la o cameră mai bună oferită de Galaxy S7 Edge. În orice caz și Note 5 este o variantă destul de bună pentru înlocuirea lui Note 7 în cazul în care vă doriți un creion care să funcționeze super, super ok. Dacă nu, alegeți un Galaxy S7 Edge sau un alt telefon și cumpărați-vă un astfel de creion cu $2. După cum observați, se descurcă foarte bine, răspunde foarte bine pe ecran. Cu puțină atenție vă puteți descurca excelent. Ce să zic, mi-am făcut ceea ce trebuia să fac pe ecran cu acest creion, mi-am făcut activitatea necesară și s-a descurcat foarte bine. Este chiar ok acest creion. După cum observați, oferă și precizie și se descurcă destul de bine, aș zice eu. Vârful răspunde foarte plăcut la atingerea pe ecran. Ce să mai, îl puteți folosi. Mai ales că este un pix pe care îl transportați după voi, fie în rucsac, în geantă, în buzunar, cum vreți voi. În partea aceasta, acestui cauciuc care este de fapt stilusul, aveți și un pix normal. Dacă veți roti acest cap, mare atenție, va ieși un pix cu care veți putea scrie pe hârtie. Știu, este un multi-instrument, se pare, însă este destul de interesant.
Și după cum am spus, se descurcă de minune. În cazul în care aveți nevoie să scrieți pe telefon, să editați fotografii sau pur și simplu să desenați, nu știu, sau orice altceva, puteți folosi un astfel de creion. Își va face treaba destul de bine, o să vă convingeți. Cumpărați-vă unul de genul acesta și va fi în regulă. Observați că nu am nicio problemă cu el. Ecranul răspunde perfect la atingere, oferă precizie. Este chiar super ok. În orice caz, cu S Pen-ul de la Galaxy Note 7 era un alt nivel, dar aceasta este situația. Așteptăm Galaxy Note 8, bine, înainte, în primăvară, Galaxy S8 și după aceea, probabil în toamnă, seria Note 8. Mai avem de așteptat. Până atunci putem să ne facem treaba cu acest stilus, indiferent că avem un Galaxy S7, S6 sau orice alt telefon sau următoarea generație de S8, este un instrument util acest stilus și îl puteți folosi cu încredere. Vă las în continuare să urmăriți o mică demonstrație de artă, ca să zic așa, și să vă convingeți. În orice caz, achiziționați-vă unul. Nu se știe când aveți nevoie. Eu m-am trezit că am avut nevoie să-l folosesc pentru scris și editare foto și nu am avut în momentul respectiv. Iar cu degetul a fost imposibil să efectuez acele operațiuni pe care trebuia să le fac. Ei, cu acest creion de câțiva lei, mi-am rezolvat problema, ca să zic așa. Vă las să urmăriți în continuare această demonstrație de desen și să vă lămuriți. Mulțumesc, un like, un share, un subscribe.